Astăzi vom vorbi despre un film de acțiune fantasy numit The Demon Strikes Back, așa că fii pregătit și nu uita să te abonezi. Undeva în orașul Indiei, oamenii încearcă să trezească un călugăr uriaș folosind cele mai neobișnuite metode la care se pot gândi. Se dovedește că numele bărbatului este Tang și este șocat să vadă că lumea a devenit atât de mică în comparație cu el. Unul dintre oamenii minusculi îl apucă de nas pe călugăr și dezvăluie că el este de fapt maestrul bărbatului. Acesta îi oferă ucenicului un trofeu pentru care să-și atingă scopul. Oamenii scot un halou uriaș pe care Tang îl ia imediat și îl pune pe spate, făcând ca obiectul magic să strălucească foarte tare. Tang începe să zâmbească, dar halo-ul începe să o ia razna, provocând numeroase explozii, care în cele din urmă acoperă fața bărbatului. Se dovedește că totul a fost doar un vis. Când bărbatul se trezește din somn, un tunet se aude în apropiere. În realitate, Tang lucrează de fapt pentru un circ care este plin de oameni foarte ciudați, încercând să cerșească pentru orice bănuț pe care îl poate obține. După ce a reușit în sfârșit să-și obțină primii clienți, Tang le arată publicului primul său discipol, Zhu, dar femeia se sperie de bărbatul ciudat, deoarece dorește să se căsătorească chiar acum cu cele două doamne minunate. Tang le arată cel de-al doilea discipol al său, Wu Jiung. Dar acest bărbat este atât de înspăimântător încât arată ca monstrul lui Frankenstein, fiind chel și urât, și reușește să sperie copilul. Femeile devin furioase și cer lui Tang să le răsplătească pentru daunele emoționale, în timp ce toți oamenii se adună într-un grup, făcându-l de rușine pe bărbat pentru spectacolele sale teribile. Călugărul promite că ultima sa reprezentație va compensa orice altceva și îl prezintă pe singurul rege al maimuților, Wukong, dar oamenii privesc confuzi cum bărbatul cade din copac și se întinde pe pământ ca o proastă moartă. Tang încearcă să implore oamenii să-i mai dea o șansă în timp ce tușește agresiv și face publicul să le evite de parcă ar avea o boală contagioasă. O femeie cu păr pe față este milă de bărbat și scoate două chiftele ca donație, dar Tang are probleme în a accepta donația neștiind cât timp se află acolo. Sătul de certurile oamenilor, Wukong se ridică în cele din urmă și atacă publicul, provocând daune uriașe în timp ce zboară printre clădiri ca un glonț și distruge totul, provocând o tornadă uriașă. Tang realizează că situația este fără speranță și fuge imediat înainte ca oamenii să-l facă să plătească pentru tot ceea ce au distrus. După ce în cele din urmă a scăpat de circ, Tang pedepsește demonul maimuță piciuindu-l în continuu, făcându-l pe Wukong să țipe de durere din cauza rănilor, în timp ce ceilalți frați privesc cu frică. Se pare că maimuța a fost învinsă de Tang după ce bărbatul a folosit palma budistă împotriva demonului, zdrobindu-l sub stânci și dându-i coșmarul repetate de atunci. Situația se înrăutățește și mai mult pe măsură ce Tang îl îmbrățișează pe Wukong în fiecare noapte, pretinzând că maimuța este femeia pe care o iubește și făcând viața demonului extrem de mizerabilă. În dimineața următoare, Tang se trezește din somn și decide să găsească niște apă pentru discipolii săi, în cele din urmă aventurându-se mai adânc în pădure și găsind o casă foarte mare. Bate la ușă pentru a cerși ceva de mâncare și, în mod surprinzător, o femeie frumoasă deschide ușa și spune să ia masa cu ea. Tang acceptă imediat oferta generoasă după ce a văzut mai multe femei venind și începând să-l seducă pe bărbat cu picioarele lor uimitoare. La intrarea în conac, Zhu este imediat hipnotizat de frumusețea femeilor, în timp ce Tang îi mulțumește proprietarei pentru că le-a oferit mese delicioase, dar femeia vrea ca bărbații să rămână, spunându-i călugărului că poate avea grijă de ei în mai multe moduri. Ceea ce ea nu realizează este că Wukong le vede spiritul femeilor și a dat seama că toate femeile drăguțe sunt de fapt demoni păianjeni care așteaptă să consume oamenii. Regele maimuță merge la femeie și cere să-și arate adevărata formă, dar Tang se înfurie de acest comportament și trimite pe toți discipulii afară, condamnându-i pentru lipsa de respect față de acele fete care i-au tratat atât de bine. Cu toate acestea, fetele se transformă rapid în adevărata lor formă și îl înconjoară pe călugăr, nemai putând să fugă. El țipă după Wukong să vină să-l salveze mai repede. Din fericire, maimuța este capabilă să-l prindă pe călugăr și îl împiedică să fie devorat, în timp ce Wu Jing își ia arma și înfruntă de unul singur pe inamici. Păianjul sare rapid spre bărbat și îl prinde de perete, în timp ce scuipă venind otrăvitor, dar Wu Qing este capabil să omoare inamicul în ultimul moment, scăpând altfel de moarte. Între timp, ceilalți monștri încearcă să-l prindă pe călugăr în timp ce îl acoperă pe bărbat cu pânze, dar Wukong este capabil să-l prindă de stăpânul său și să se rupă de pânza de păianjen, aruncând păianjenii în aer prin tavan. Demonul maimuță reușește să-l prindă pe Tang din zbor și observă rapid că sunt înconjurați de păianjeni mici care cad din cer. Dintr-o dată, întreaga podea începe să se prăbușească în timp ce toți cad în subsolul clădirii, ajungând în cele din urmă în ceea ce pare a fi un cuib uriaș de păianjeni. Tang investigează în continuare zona și dă imediat peste o creatură
creatură masivă făcută în mii de insecte minuscule, dezvăluindu-se a fi forma finală a demonului păianjen. Wukong atacă rapid și lovește inamicul în timp ce apucă capul creaturii, înjingând demonul în doar câteva secunde. Tanki spune mai mulți să nu omoare creatura, deoarece dorește să transforme monstrul în ceva bun, dar Wukong lovește capul inamicului și zdrobește păianjenul în mod repetat ca și Hulk, transformând în cele din urmă demonul în nimic altceva decât praf. Tank devine extrem de supărat pe discipolul său pentru că a ucis vieți și ca și cum nu ar fi nimic, dar demonul maimuță nu se simte deloc vinovat pentru comportament. El își continuă călătoria departe de pădurea mortală, în timp ce Zhu îl trage pe fratele său, Wu Jing, care a revenit la forma sa de demon după ce a fost otrăvit de păianjeni. Grupul ajunge în cele din urmă la un deșert, în timp ce se apropie tot mai mult de un oraș unde decorațiunile îl fac să arate ca versiunea Joker a orașului Disney. Tang este uimit de cultura orașului, în timp ce oamenii se uită la ei șocați deoarece nu au mai văzut niciodată o creatură marină atât de ciudată. Sunt opriți rapid de o grămadă de oameni care poartă steaguri, iar ministrul orașului Gong iese din fumul alb pentru a întâmpina pe oaspeți. Ei se îndreaptă spre palatul regelui și la intrare sunt întâmpinați de o mulțime de oameni care dansează sălbatic pentru a-și distra liderul, care aparent se comportă ca un bebeluș gigant. Bărbatul vrea ca Tang să-și demonstreze magia pentru divertisment, dar călugărul nu are abilități de spectacol și refuză rapid. Acest lucru îl înfurie pe rege, în timp ce îi ordonă ca Tang să fie executat, dându-i călugărului singura opțiune de a fi de acord să facă spectacol. Ei intră în culise, iar Wukong sugerează să folosească talismanul de ascultare pentru a controla acțiunile călugărului în timp ce cântă. Acest plan îl deranjează foarte mult pe Tang, deoarece poate să meargă foarte bine și să fie apreciat sau poate fi transformat într-o parodie și lumea să râdă de el. Demonul maimuță ignoră complet negările bărbatului și lipește talismanul pe spate, în timp ce îl împinge afară, făcându-l pe Tang să zboare dramatic pe scenă. Oamenii sunt uimiți de abilitatea supraomenească a bărbatului în timp ce sare în cameră, dar publicul devine rapid tăcut când frica lui Tang se dovedește a fi adevărată după ce Wukong dansează ridicol, iar maestrul său este forțat să urmeze fiecare mișcare, lăsându-și publicul cu adevărat fără cuvinte. Spectacolul scapă rapid de sub control când demonul maimuță îl plesnește pe Zhu în cap, determinând călugărul să-l lovească pe rege peste față. Bărbatul plânge în continuu în fața tuturor servitoarelor sale, în timp ce Tang își cere scuze non-stop pentru accident. Totuși, Wukong se îndreaptă spre rege cu o viteză orbitoare și începe să lovească pe om în continuu peste față, făcându-l pe rege să scuipe foc din gură, trântind maimuța din cameră. Wukong este capabil să se apere împotriva flăcărilor și împinge atacul, dezvăluind că regele este de fapt demonul roșu, cunoscut sub numele de Neza, care este probabil responsabil pentru tot haosul din regat. Demonul își aruncă pumnii către maimuță, iar Wukong este capabil să devieze atacurile cu ușurință și l-apucă pe inamic în timp ce lovește în mod repetat pe Neza în cap. Demonul roșu devine furios în timp ce evocă armele sale magice, suflând oamenii cu tornada lui puternică, trimițându-i tocmai în curte. Neza aruncă lamele rotative către Wukong și îl forțează să se ducă spre perete pentru a sfâșia maimuța în bucăți. Wukong este eliminat din palat, dar este capabil să devieze rapid atacul lovind roțile spre inamic. Neza zboară spre cer în timp ce își poartă lamele gigantice și începe să încarce cantități uriașe de energie din burtă, care este lansată spre Wukong cu o tornadă de flăcări. Numeroși demoni sar din foc și se duc spre maimuță, în timp ce Wukong încearcă cu disperare să blocheze atacul, creând un scut masiv în care inamicii se ciocnesc în mod repetat. Cu toate acestea, demonul maimuță pierde rapid lupta pentru putere și este doborât în palat, prăbușindu-se la pământ. Neza își bate joc de adversar în timp ce o numește pe maimuță împuțită, făcându-l pe Wukong să urle de furie în timp ce scoate niște steaguri din spate, ridicând întregul palat în aer. Demonul iese din clădire alături de toiagul său magic și se îndreaptă spre inamic cu o viteză orbitoare, în timp ce Neza aruncă și mai mult foc către Wukong. Maimuța este capabilă să respingă atacul, rotindu-și steagurile și aruncând în aer inamicii, reușind în cele din urmă să învingă demonul roșu. Wukong are flăcări în ochi și se duce țintă către inamic, doborându-l pe Neza, folosind o putere extraordinară, trimițându-l direct la pământ. Wu Jing riscă și îngheață inamicul folosindu-și respirația și trimisând regele roșu către palat, aterizând chiar sub maimuță. Tang se grăbește să-l captureze pe demon folosind tehnica de sigilare, transformându-l pe Neza într-o păpușă și dăruind-o ministrului, cu speranța că ea poate transforma entitatea malefică în ceva bun în viitor. De asemenea, ei pot găsi adevăratul rege în subsolul clădirii și în cele din urmă îl eliberează pe bărbat înapoi în regatul său. Pentru a-i mulțumi călugărului pentru că i-a salvat viața, regele a decis să-i ofere cadou orice femeie pe care și-o dorește. Cu toate acestea, la o examinare mai atentă, bărbatul observă adevărata natura a femeilor și este foarte șocat de trăsăturile foarte unice, dându-și seama de ce regele a fost atât de generos. Din fericire, ei văd
curând o fată frumoasă printre mulțimea de coșmari, iar regele îi cere să danseze pentru eroi în semn de sărbătoare. Fata începe să-și miște corpul ca o lebădă frumoasă, în timp ce toate celelalte femei privesc geloase, dar reușește repede să capteze atenția călugărului. Tag începe să-și amintească de o altă femeie pe care a iubit-o foarte mult înainte de această călătorie, deoarece și ea a dansat pentru el în același mod sub lumina lunii. Bărbatul se îndrăgostește aproape imediat după ce a observat-o pe fată și decide să o ia alături de el prin călătoria lui spre India. Tang află că numele femeii este Bai, iar cei doi devin în cele din urmă foarte apropiați pe măsură ce călătoresc împreună, ignorându-i complet pe toți ceilalți deoarece sunt îndrăgostiți unul de altul. Dar Wukong devine foarte rapid suspicios față de fată, gândindu-se că ar putea fi de fapt un demon deghizat care încearcă să-i devoreze stăpânul. Maimuța încearcă să folosească oglinda magică a femeii pentru a vedea adevărata ei formă, dar vede doar reflexele unei fete foarte frumoase. Într-un moment de frustrare, Wukong scoate un cuțit și o taie pe Bai la încheietura mâinii, punând sângele pe oglindă pentru a-și verifica teoria, dar ajunge să demonstreze fix contrariul. Acțiunile maimuței reușesc doar să-l împingă pe călugăr mai mult spre fată, dar Wukong le cere să meargă să vadă familia fetei, deoarece demonii nu pot avea părinți umani. Spre surprinderea tuturor, ei ajung în satul femeii care este plin de oameni, iar Wukong este și mai confuz de modul în care este posibil acest lucru. În loc să-și recunoască greșeala, Wukong începe să atace pe toată lumea din interiorul satului și să arunce familia lui Bai în ziduri, susținând că nu sunt altceva decât iluzii. Maimuța își îndreaptă atenția către femeie, în timp ce Tang se grăbește să-și oprească discipolul, dând vina pe demon că a încercat să omoare fiecare femeie pe care a iubit-o. Se pare că femeia din memoriile lui Tang a fost de fapt ucisă de Wukong în timp ce încerca să-l protejeze de călugăr, provocând un conflict profund între cei doi care nu a fost niciodată rezolvat. Maimuța se întoarce cu spatele către stăpânul său și iese în grabă din clădire, transformându-se în forma lui de demon și ucide pe toți cei aflați în vederea lui, încercând să demonstreze că toate sunt iluzii. Tang urmărește rapid pe maimuță pentru a opri nebunia, dar reușește doar să asiste la consecințele teribile cauzate de furia demonului. Wukong crede de cât de amăgitor este de fapt călugărul și începe să meargă spre bărbat, încercând să o omoare pe Bai, astfel încât Tang să poată vedea în sfârșit adevărul, dar bărbatul refuză să lase maimuța să omoare oamenii nevinovați. El încearcă să lupte cu demonul folosind tehnica lui Buddha, dar Wukong este capabil să-l învingă cu ușurință și începe să lovească pe bărbat folosind arma lui. Văzând că Tang este pe cale să fie ucis, femeia o roagă pe maimuță să lase pe bărbat să plece, recunoscând că ea de fapt este un demon așa cum a bănuit el și că întregul oraș a fost creat de magia ei. Cu toate acestea, confesiunile ei nu i-a schimbat furia lui Wukong pe măsură ce acesta se transformă în versiunea de piatră a lui King Kong, care se înalță peste toate clădirile. Maimuța l-apucă pe călugăr și devorează de viu, în timp ce Bai încearcă cu disperare să-și salveze iubitul. Demonul uriaș o ia razna și sare cu furie pe muntele din apropiere, urcând în cele din urmă în vârf, scăpând femeia din întâmplare. Dintr-o dată, pe la distanță, se aude o voce puternică, care se dovedește a fi ministrul Gong, care levitează spre vârful muntelui alături de demonul roșu Neza. Se pare că ea a fost de fapt adevărata minte din spatele haosului regatului și a plănuit să o folosească pe Bai pentru a-l întoarce pe Wukong împotriva călugărului, astfel încât să poată răzbuna în sfârșit pe oamenii pe care i-au perturbat domnia. Ceea ce ea nu realizează este că Wukong nu și-a mâncat niciodată stăpânul și călugărul este, de fapt, nevătămat. Ei știau că Bai este un demon de la bun început și doar s-au prefăcut că se bat, astfel încât să poată găsi adevăratul vinovat care provoacă haosul în oraș. Realizând că planul ei a eșuat, ministrul îi spune demonului roșu să atace oamenii imediat, dar Wu Xing este capabil să înghețe inamicul folosind magia lui, care îi permite lui Wukong să distrugă micul monstru zdrobindu-l în bucăți în timp ce el urlă furios pe dușman. Gong își folosește toate puterile și invocă o undă de șoc către echipă, dobărând pe toți cu excepția lui Wukong, care reușește să reziste energiei sale imense, în timp ce își protejează stăpânul folosindu-și coada. Demonul maimuță se lansează asupra inamicului cu brutalitate și se izbește în munte, dar Gong este capabil să evite atacul și scapă de norul ei răzburător. Wukong urmărește rapid pe femeie și străpunge muntele care a fost aruncat în cale, dar numai pentru a vedea că demonul a chemat un Buddha uriaș alături de un tsunami. Demonul mai mult să-și scoate toiagul magic și se pregătește să împingă valurile înapoi, în timp ce femeia forțează toată apa spre Wukong, controlând palmele uriașe ale statuii. În mod surprinzător, maimuța este capabilă să învingă inamicul și să doboare atacul, oferindu-și șansa de a sări pe nimbus zburător, în timp ce încearcă să se apropie de Buddha. Cu toate acestea, inamicul este înșelător de rapid, reușind să lovească pe demonul maimuță în timp ce acesta declanșează un baraj de lovituri cu palmele sale asupra lui Wukong, forțându-l să fugă cu disperare de atacuri. Foarte curând, mai multe statui iau naștere din ocean în timp ce îngheață maimuța către inamici, fiecare având un element diferit în halorile lor.
Ei încep să-l atace pe un coc din toate părțile, prinzând maimuța de piatră în valurile elementare, în timp ce se luptă cu durerea din cauza energiilor masive. Tocmai când inamicul este pe cale să-l ucidă complet, un braț colosal iese din apă și apucă statuia, eliberându-l pe Wukong în acest proces și distrugând toți falsii Buddha. Se dovedește că Tang a decis în sfârșit să folosească palma lui Buddha asupra inamicului, învingând complet femeia în timp ce aceasta cade în mâna maimuței. O aură magică se materializează în fața echipei, în timp ce adevăratul Buddha pare să felicite oamenii pentru capturarea unuia dintre discipulii săi. Acesta se dovedește a fi un fionix de aur care a reușit să scape din ciror și să provoace haos asupra umanității. Se întorc înapoi în munți și văd că Bai a fost grav rănit în urma luptei dintre demoni. Tag încearcă să mânghe femeia ajunsută să treacă în viața următoare, dar demonul vrea să știe dacă călugărul a iubit-o vreodată. Tang dezvăluie că nu mai poate iubi pe nimeni altcineva deoarece există doar o singură femeie în inima lui și a murit cu mult timp în urmă. Auzind răspunsul bărbatului, fata moare cu lacrimi în ochi, în timp ce dispare în lumea de dincolo și trupul ei se transformă în praf. Un timp mai târziu, echipa își reia călătoria către India, astfel încât se poate recupera în sfârșit scripturile, în timp ce Tang continuă să-și vadă adevărata dragoste în viziunea lui, care va fi mereu alături.